Bun. Haideți să vă arăt repede și cum se scrie litera M mare. Avem nevoie să scriem doar litera M mare, pe M mic doar să îl intuim, să îl recunoaștem. Nu trebuie să știm să scriem pe M mic, doar pe M mare. Iar pe M mic să îl recunoaștem acolo unde îl găsim, în reviste, în cărți, caiete și așa mai departe. Sau pe calculator, pe internet, pe telefon, să le recunoaștem, da? Eu am desenat un măr, pentru că M vine de la măr, așa cum A vine de la arici, să zicem, da? Mie așa îmi place să desenez, ca să asociem întotdeauna literă cu imagine corespunzătoare. Bun, deci am ales un măr, pentru că cuvântul măr are la început sunetul M. Bun, și acum haideți să vedem cum îl facem pe M mare. Are așa, o liniuță verticală, altă liniuță verticală, puțin mai la distanță, da? Iar între cele două liniuțe, pornind de sus, la mijloc, o liniuță oblică și o liniuță oblică care se unește iar cu această linie verticală. Da? Deci, două liniuțe verticale, iar între ele niște aripi de pasăre. Nu? Dacă vreți să-l faceți mai repede, puteți să-l faceți și altfel. Uite așa, așa. Merg în jos, în sus și iar în jos. Da? Deci sus, oblic în jos, oblic în sus și vertical în jos. Se poate și așa. Bun. Faceți varianta care vi se pare vouă mai ușoară și care vă ajută mai mult la scris. Puteți să-l faceți însă și așa foarte bine. Da? Două liniuțe verticale și între ele niște aripi de pasăre. Iată-l pe M mare. Bun, haideți să-l facem pe M mare și între linii, pentru că întotdeauna litera trebuie să știm să o încadrăm între spațiile pe care le avem noi pe caiet. Bun, deci avem așa, liniuță verticală, liniuță verticală și aripile de pasăre. Liniuță verticală, liniuță verticală și aripile de pasăre. Sau, foarte bine, pot să mă duc de jos în sus, de sus în jos, sus și jos. Puteți să-l faceți și așa. Nu mă supăr dacă îl faceți așa. Sau puteți să-l faceți așa, de sus în jos. Apoi oblic, oblic și în jos. Se poate și așa. Da? Ați terminat rândul, începeți cu rândul următor. Uite, n-am unit aici, mă duc și corectez. Da? Sau așa. Aveți mai multe variante de a-l face pe M, fie cu aceste aripi de pasăre până la mijloc, fie puteți să le duceți până jos. Uite așa. Deci, să atingă linia de jos. Se poate și așa. Da? Orice variantă este bună. Voi alegeți ce vi se potrivește și vreau să-l faceți pe M și să-mi trimiteți pe WhatsApp o poză cu ce ați lucrat. Iar M mic are 3 bastoane. Da? Începe așa, o liniuță verticală, mai mică, un bastonaș rotunjit sus și încă un bastonaș rotunjit jos. Da? Rotunjit sus, pardon. Și avem așa, un baston, două bastoane, trei bastoane. 1, 2, 3. Da? Eu spun litera cu trei picioare. Așa o să o denumesc ca să o țineți minte mai repede. Da? Dar v-am spus încă o dată, nu avem nevoie de M mic să știm să-l scriem, ci doar pe M mare. Spor la treabă!